Trei dintre liderii comunității românești din Valea Timocului au fost astăzi oaspeții autorităților locale din Mehedinți. Printre multe probleme dezbătute la această întrevedere, românii timoceni au povestit cât le este de greu să-și păstreze identitatea culturală și religioasă, tradițiile și obiceiurile românești, dar mai ales limba, o limbă care este agresată tot mai mult de cea mai stupidă găselniță numită vorbirea vlahă. Cea mai mare problemă avem acum cu limba. Mai fraged este asta ce a făcut așa numit Consiliumul al minorității vlahilor, s-a întâlnit pe 6 noiembrie cu reprezentanții Bisericii Sârbe și vrea să, cum spune, limba vlahă să bage în slujbă în Biserica Sârbă. Acum a început și anul școlar, din nou bagă vorbirea vlahă în școală, face niște anchete care nu putem să spunem că sunt anchete la fel și părinții copilor care vrea să învețe limba română, nu sunt informați și n-au condiții să dea anghetele că să le meargă copiii la limba română. Această minoritate artificială vlahă ar trebui să aibă și niște stâlpi ei, să zic, o cultură, o limbă aparte, niște lucruri separate de a românilor și atunci s-a încercat, atunci când în legea sârbească zice că orice minoritate are drept să învețe limba maternă în școală, să aibă limba maternă în mass media, în biserică și așa mai departe, s-a încercat așa artificial să se creează o limbă vlahă. Cred că ar fi bine că România să dea anumite ușurințe sau să acorde cetățenia română și românilor din afara României, așa cum dă la românii din Republica Moldova. Așa ar fi un avantaj și pentru comunitatea noastră. Presiunile reale la care sunt supuși românii din Valea Timocului sunt dublate de o încărcare de introducere a unei limbi artificiale, o limbă care nu a fost validată nici măcar de Academia Serbiei. Este vorba de limba vlahă, în locul căreia se încearcă acum introducerea în școli și biserici a unui hibrid intitulat vorbirea vlahă.